Ardelenii au talent este un spectacol concurs organizat de Societatea Culturală Miorița din Târgu Mureș și Teatrul Scena. În proiect mai sunt implicați Asociația Culturală pe Mureș și pe Târnave, Palatul Copiilor din Târgu Mureș, Casele de Cultură din Reghin, Sighișoara, Luduș, Sărmașu, la care se adaugă sprijinul Consiliului Județean Mureș și a Primăriei Târgu Mureș. E un proiect de misiune concurs ce se desfășoară în 7 locații din județul Mureș. S-a transformat practic din copiii mureșeni în Ardelenii au talent. Orice tip de manifestare unde copiii cuprinși între 4 și 18 ani simt că au ceva de spus sau sunt încurajați de către părinți în a-și arăta talentul lor pe scenă, sunt așteptați practic la aceste manifestări pe care le vom avea în mai multe orașe din județul Mureș. La Reghin, preselecția va avea loc la sala festivă a firmelor Gliga, sâmbătă 30 noiembrie de la ora 10. La Reghin sunt așteptați toți cei de care povesteam și cu atât mai mult emisiunea va fi și efectul unei alte emisiuni de astfel televizată și mediatizată la nivelul întregului județ. Se finalizează și va fi o mare finală la Târgu Mureș. Preselecțiile din cele 7 localități vor desemna participanții la marea finală programată pe 27 decembrie la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș. Finaliștii vor afla pe loc dacă merg mai departe. 4, 5, depinde de valoarea din fiecare oraș în parte, a celor care se vor înscrie, vor veni către Târgu Mureș. Primesc o consultanță din partea directorului artistic al manifestării și a regizorului evenimentului. Așadar, nu uitați, toți copiii și tinerii talentați cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani sunt așteptați la concurs. Câștigătorul marelui premiu se va alege cu suma de 15.500 de lei. Competiția va fi transmisă de toate televiziunile din județ partenere la eveniment.